Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mai știe cineva cât mai e salariul în poliție? Adică salariul, venitul total pe lună pentru un agent. Un agent de rutieră, de exemplu, cu câțiva ani vechime, agent de echipaj. Dacă ajutați-ne cu această informație. Venitul unui agent e greu de... Venit. Cu tot cu sporuri, bonusuri, toți banii. La alea de pe hârtie. Da, mă, toți banii pe care îi încasează legal. 0728, 3D1, 3D2, Luca, care i-a trecut pe fază de digestie, gata, mai poate să primească mesaje. Deci, cine știe venitul unui agent de poliție rutieră, să ne spune și nouă. Și o să vedeți imediat de ce. Deci, banii încasați, dar fără șpăgi. Cu șpăgi se ia bine de tot. Mai întâi bănuți, după aia poate și pușcărie, cum e un caz despre care vorbim acum. Am văzut următorul titlu. Un polițist brașovean lua șpagă și de la șoferii care nu încălcau legea. Înțelegi? Deci era... Deci practic nu discrimina pe nimeni. Da. Era, hai să discrimina, hai să vezi mai încolo. Deci are comportament preventiv. Nu? Că așa, e bun, de față, da, poliția, bun, să, da, conducem preventiv. Practic și sancțiunea erau de tot preventiv. Tot o să greșești, matale, ceva, nu mai bine îmi dai o șpagă acum. Da. Cine știe, să fie. Dar dacă ne mai întâlnim, da, să fie. Continuă. Iar dacă nu aveau bani, polițistul îi însoțea pe șofer la bancomat sau chiar la ei acasă. Ia uite, făcea și vizite la domiciliu. Pentru că, da, vizite la domiciliu. Și sigur, siguranță și încredere. Evident. Te duci cu poliția la bancomat, ce poate să se întâmple rău? Bă, dar nu e prima dată când aud asta. Mai țineți minte cazul cu Lidia Buble? Pe, da, care a tras-o pe dreapta poliția și a zis că n-are bani și nu s-a dus pe la două bancomate și acasă ca să le dea bani? Da, da, da. Dacă deci... vrei harta bancomatelor, uite, te întrebi un polițist. Păi, încă o dată, mi se pare, eu sunt total neadaptat. În continuare sunt neadaptat pentru lumea asta. Deci, odată ideea de a încerca să dau șpagă unui polițist și unui polițist, mă îngheață, adică aia este infracțiune, da? Cum n-ai bai dai? Și după aia, să te duci cu el, șeful, n-am la mine. Hai să mergem, că știu eu un bancomat undeva. Și mergi cu el, ăla vine cu tine, vă prieteniți. Dezvoltați o relație. Da, stați de vorbă și familia cu mine. Păi este ceva năucitor, mă, da, bun, este incredibil cu el. Bun, cât a încasat polițistul într-o singură săptămână de serviciu în slujba cetățeanului? 4.000 de leuți. Proaspeți, scoți din bancomat. Au venit mesaje cu salariu sau da, subtimiți? Da, da, avem. Ia, cât? Le încă le cântăresc. Fii atent, zice așa. 4.500, 5.000 de lei un polițist rutier cu 15 ani vechime. Mesaj din București. Pe lună. Păi pe ce? Cu tot ce trebuie, nu? Altcineva zice că am 4.000 de lei, depinde însă de grad. Mm-hmm. Deci pe acolo suntem. Altcineva zice însă 7.800 de lei net. Deci avem două mesaje pe la 4-5.000 și unul cu 7.800 net. Acum, bun. Deci e clar că dacă iei 4.000 de lei și pagă într-o săptămână, e semnificativ, nu? Adică, da, îți crești venitul semnificativ. Asta tot așa, uite, încă unul tot circa 4.000 de lei. Deci pare că din mai multe surse e în jur de 4.000, 4-5.000. Da. Deci domnul polițist Țucă tocmai a fost trimis în judecată, anunță Biz Brașov. Cum s-a aflat, nu e clar. Dar, aparent, a început cu o șoferiță care i-a dat 150 de euro ca să nu-i ia permisul, după ce n-ar fi acordat prioritate la trecerea de pietoni. Și probabil că domnișoara sau doamna a povestit vreunui prieten procuror sau ceva și a început un mic filaj. Și iată cum arăta săptămâna de lucru agentului Țucă. 17 februarie, ora 11, 300 de lei șoferiță parcare neregulamentară. Ora 11 și 11 minute. 300 de lei și oferiți acces interzis. Bă, da, deci, uite eficiență. În 11 minute, pac, 600 de lei. Să mai zici că poliția nu poate fi eficientă. 18 februarie, 11 și 8 minute, 1500 de lei și oferiți acces interzis. Bun asta. Ora 12, da, 500 de lei și ofer acces interzis. Vezi, mă, că e discriminare? Aceeași contravenție, acces interzis, la doamna i-a dat de 3 ori mai mult amendă, 1500 de lei, domnul 500 de lei. Dar vezi că vezi? Făcea două, își făcea banul și după aia dispărea, că bănuiesc că dacă rămâne acolo... Da. Pe 21 februarie a băgat masiv, 9.30 a început de vreme, 100 de lei și oferă acces interzis. A luat și puțin. Ora 10, 100 de lei și oferă acces interzis. Pește mic, pește bun. A prins de aia cu Daci. 11.27, 800 de lei și oferiți acces interzis. Asta e. Deci se poate atâta discriminare? Observ, adică... șoferițele plătesc mai mult. Da, adică... mă, este o mare porcărie. 23 februarie,
Nu se precizează ora, 700 de lei, investigator sub acoperire, flagrant reținere. Și s-a oprit aici. Da, aici au stricat chestia. Cum lua șpăgile? Potrivit principiului mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește de mâncare, pentru că el era probabil și un bun actor, avea darul să-și impresioneze victimele și exagera în mod intenționat gravitatea faptelor și cuantum amenzilor, ca să-i bage în speriez pe șoferii prinși, știi? Pe modelul ce păi și ce le spunea la parcare interzisă? Ați parcat pe roșu sau da. Ce? Mamă, ce ați făcut aici, Doamne? Noastră știți, a, nici nu pot să vă spun. Am zis că la parcare interzisă da. E și mai mică amenda decât da. Și paga pe care a luat-o. Da, cred de că 300 da. De lei. Da. Și din vorbe și gesturi lăsa să se înțeleagă că e gata să ierte dacă primește bani. Adică, cum? Făcea cu ochiul. Apropo de asta, avem o mărturie. Zi. Zice cineva, de două ori am fost însoțit la ATM. Ideea e că după ce ți-a dat de înțeles că vrea să ia șpagă, da? Nu mai poate da înapoi când îi spui că n-ai bani la tine. De ce? Apropo de ce ziceai, păi, e rușine sau ce? De ce să ți-ai dat cuvântul. Deci, Doamne, i-a mai oferit o ocazie să nu comită infracțiunea, înțelegi? Deci s-a înțeles, e gata să comită problema. Infracțiunea. Adică el crezi că a făcut spontan infracțiunea și mi s-a mai dat o șansă să... Păi nu te gândești, bun, știi ce riști? E infracțiune. Cu premeditare, că o faci constant. Solicit mită, iau mită, da? E infracțiune, dacă mă prind ăștia, am ieșit din poliție, mi-am pierdut slujba, ajung la pușcărie, o să am cazier, o să fie nasol. Păi zice ăla că n-are bani. Bă, o fi vreun semn de la Dumnezeu, știi? Să nu iau banii ăștia, nu? Nu, mergem la bancomat, adică insistăm. Asta e circumstanța agravantă. Categoric. Aici, știi? Bun. Asta este, domnul agent lucra la poliție din 2005, din 2008 avea viz de poliție rutieră, 14 ani, să se facă un calcul, zic. Da, mă rog, sunt convins că e un caz izolat, evident, adică concurența mare de la Academia de Poliție la examen e pentru onoarea uniformei și a serviciului public, în slujba cetățeanului, nu pentru șpăgile care pot fi luate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.